Pe principiul mai bine mai târziu decât niciodată, la șantierul din sensul giratoriu de la fostul Cinematograf Modern, viitor Centru Cultural Bucovina, a apărut acum, înainte de finalizarea lucrărilor, un gard de protecție care formează practic un culoar destinat trecerii pietonilor în siguranță. Până acum, vreme de 5 ani, s-a circulat la întâmplare, fără ca cineva să se gândească la o măsură de protecție. La fostul Cinematograf Modern se lucrează din toamna lui 2010, când se discuta despre finalizarea proiectului în 2012. S-a vorbit apoi de 2013 și tot așa până în zilele noastre. Până acum, pietonilor nu li s-a oferit alternativă și nimănui nu i-a păsat că zilnic sute de suceveni, mulți dintre ei adolescenți, elevi la liceul din apropiere, se riscau traversând intersecția pe lângă șantierul cu pricina. An de zile, municipalitatea nu s-a gândit că ar fi indicat să amenajeze o zonă marcată prin care pietonii ar putea merge pe lângă gardul șantierului, până săptămâna trecută, când a apărut un gard de demarcație care protejează practic un culoar pentru pietonii ce trec prin fața fostului Cinematograf Modern, adică exact ceea ce era nevoie încă de la începutul șantierului. Pare suspectă această măsură, mai ales că șantierul e pe final. Poate că este totuși un pas spre normalitate, iar dacă ar fi să fie, înseamnă că Centrul Cultural Bucovina, cu teatru, cinematograf, săl de expoziții și conferințe, va fi gata anul acesta și dat în folosință în luna iunie, după cum a declarat primarul Ion Lungu. Până atunci însă, se mai impun unele modificări pentru amenajarea și dotarea cinematografului 3D, care, în documentația inițială, nu era prevăzut. Până acum s-au cheltuit 6 milioane de lei și ar mai fi nevoie de vreo 3-4. Acum, așa cum am stat atâția ani fără cinema, om răbda încă vreo 4 luni, mai ales că între timp au apărut alternative la cinematograful de la Botoșani, frecventat de suceveni. Săveniul și Dorohoiul vor avea în curând cinematografe 3D.